Bună ziua, 7 martie 2021. Suntem la Iepuraș. Acum vreo oră am ajuns de la piață. Am adus un masculaș. La prietenul meu, Florin Bronț, Udviniș. Aici cele două femele de hicol cu californian, masculașul de neo. La neozelandez doar pe el am masculul. Voi vedea dacă voi mai aduce femele de neo. Aici o babă. Cei patru prichidei. Tati. Aici avem o femelă de uriaș, tânăruță. Aici din coace. S-am pus aici, aseară i-am scos poroiul, l-am tăiat. Aici la nas. Mi-a și asta să-i mai scot afară. Nemțoaica. Aici o femelă din Neamțu. Am încercat astăzi puiile. Are și gestantă. Data de 15. Are o săptămână și ceva. Femelă foarte mare, peste 9 kg. Baba californiană, femeia de aici a plecat astăzi, la Santana, la un crescător. Aici a mai rămas femeia cu cei 5 pui. Femeia din Nemț cu cei 7, uitați cum stau acolo 5, că a rus cu ușca așa. Stau la soare. Aici avem o femeluță foarte bună pe blană și pigmentație. Desen. Aici cea mai bună femelă. Încă n-am reușit să scop pui din ea. Doar fond primești. Uitați-o. Din Nemț. Deosebită pe blană. Aici mai avem o femeluță californian, sora lui acest mascul. Aștia sunt opriți. Aici avem altul din octombrie. Ce avem pe Neamță, 95 de puncte Germania, de la campionul Germaniei, de din Dragomir, din el l-am scos aproape toți californienii, el cu nemțoaica. Aici mascolul de aici a plecat și el, astăzi am fost la piață, la rat și a plecat și el, Cneu. Ce avem căței. Maia.
Au ieșit și prichindei la mâncare. Avem perexii. Apa cu vitamine. Porcelașul. La soare aici. Al masculaș. Oprit pentru matcă. Așa expoziție dacă va fi. Din baba și combinație de nemți. Baloții de lucernă. De aici a plecat iarăși fratele lui acest mascul, prietenul meu Bronz Florin. Au venit. A rămas doar el. Și o femeie de aici iarăși a plecat. A rămas doar ele trei. Atât din bătrâna mea și cu masculul de la Bronz. Eu știu de ce i-am încercat astăzi și de aici a plecat un masculaș la piață. Avem aici doi masculi cu două femele. Ia să știu să fie tatuazele în următoare. Aici iarăși un masculaș frumos, din masculul de Bronz. Și cu bătrâna mea, frate, cu femelele astea. Aici fratele lor iarăși, ăsta e cel mai frumos. Asta e soră cu femeia aia de sus ce v-am prezentat. Mama lupui ăștia. Uitați-i prichindei cum mănâncă. E mai ce are două femele cu trei masculi, parcă. Asta e la două serii de pui. Un an decembrie și un an februarie apoi. Uitați, s-a mai desumflat șmecherașul. Mănâncă e ok. Scolul de stors. De la mine cu cei șase prichindei, toate frumoșei. Aici nu mai știu exact, trei femele, parcă trei masculi. Asta lor, masculul acesta. Azi l-am făcut cu spray de zinc oxid. Nu-i mai ud. Femeia de Bronz. Cu cei 10. O femeie l-am scos-o dincolo, că am operat-o seară. Thank you.
în cele din urmă ascultul de la Virgil Manole. Acestea sunt iepurașii mei. Am prezentat mai detaliat pe fiecare în parte. Am terminat să le dau mâncărica. Îmi doresc o zi bună la toată lumea. Cei care doriți, vă puteți abona la canalul meu, Daniel Husar. Avem pe Facebook un grup Iepuri Pasiunea ce ne leagă. Vă mulțumesc tuturor celor care mă sunați, mă întrebați în domeniul iepurilor. Vă stau la dispoziție oricând. Puteți suna și la numărul 0756 575 385. Vă doresc o duminică plăcută la toată lumea. La revedere!